În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioase Părinte, dragi credincioși, ne aflăm, iată, în Duminica a patra din Sfântul și Marele Post. O duminică care ne prilejuiește un popas duhovnicește foarte bogat, pentru că, pe de o parte, avem citirile din Sfânta Evanghelie, citirile din epistolele pauline, respectiv avem ca prăznuire pe doi sfinți mari, un Sfântul Ioan Scărarul, împreună cu opera sa, iar pe de altă parte, anul acesta s-a nimerit ca într-o duminică să-l sărbătorim și pe Sfântul nostru ocrotitor, este vorba de Sfântul Calinic de la Cernica. Dacă în primele două duminici din postul mare, Biserica a rânduit anumite teme care ne arată ce a făcut Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Este vorba de Duminica Ortodoxiei, respectiv de Duminica Sfântului Grigore Palama. Pe de o parte ne arată că Dumnezeu ne-a dat această învățătură mântuitoare, Ortodoxia, iar pe de altă parte că ne-a dat Harul Său. Căci despre aceasta este vorba în învățătura Sfântului Grigore Palama. Duminica trecută, la înjumătățirea postului, Biserica a rânduit să cinstim Sfânta Cruce, o duminică în care este vorba, pe de o parte, despre lucrarea lui Dumnezeu, ce a făcut El, că a venit și și-a asumat crucea, lucrarea sa de mântuire, pe care noi o numim așa în termeni teologici, dar de fapt este lucrarea Lui de iubire pentru noi, dar tot duminica trecută Biserica ne-a învățat că noi trebuie să răspundem la această lucrare de iubire a Lui Dumnezeu, să nu lăsăm doar dragostea Lui să se arate față de noi, ci să dăm și răspunsul cuvenit. Iar în următoarele duminici este vorba mai mult despre lucrarea omului, ce trebuie să facă omul pentru a se mântui. De aceea, din aceste, spuneam la început că e un popas duhovnicesc foarte bogat, din toate aceste teme bogate pe care ni le propune duminica de astăzi, mă voi opri asupra uneia. Și această temă ar fi chipul lui Dumnezeu din om. Mai exact, strălucirea acestui chip al lui Dumnezeu care ar trebui să fie în fiecare dintre noi. Și pentru a vorbi puțin despre această temă, voi face referire în prima fază la opera Sfântului Ioan Scărarul, pe care îl cinstim astăzi, iar în a doua parte a cuvântului meu voi vorbi despre Sfântul Calinic de la Cernica, ca unul care a reușit să își recapete această strălucire a chipului pe care Dumnezeu a pus-o dintr-un început în om. Aș pleca de la cuvântul mântuire. Mulți dintre noi, deși îl auzim, deși îl folosim în discuțiile noastre, îl auzim la biserică, îl folosim în rugăciunile noastre, poate nu de fiecare dată pătrundem înțelesul sau nu înțelegem acest cuvânt. În limba greacă, corespondentul ar fi soteria. În limba ebraică, corespondentul pentru mântuire ar fi Yeshua, de aici vine și numele Mântuitorului. În limba română, dacă ar fi să traducem, să tălmăcim acest cuvânt, ar fi cuvântul mai potrivit izbăvire, tămăduire. Deci prin mântuire acest lucru trebuie să-l înțelegem. Că Dumnezeu a venit, de aceea îl și numim Mântuitorul, că a venit să ne aducă mântuirea, vindecarea. Dar a ce? Ce să vindece? Sufletul și trupul. Dar ce este sufletul? Sfinții părinți, când vorbesc despre suflet, fac referire la trei aspecte foarte importante ale sufletului. La minte, rațiune, simțire și voință. Dumnezeu l-a făcut pe om bun și se vede că Adam avea și gândirea și simțirea, toate erau și voința, erau întru totul bune. Pentru că în
Cartea Afacerii se spune că Dumnezeu l-a pus pe Adam să pună nume tuturor animalelor și Adam a făcut aceasta cu înțelepciune. Adam nu avea o anumită cunoștință, ci el, prin rațiunea lui, simțirea lui curată, a intuit, a văzut în toate animalele lumii ceea ce Dumnezeu a pus. Dar noi vedem astăzi că aceste lucruri, mai ales prin păcatul strămoșesc, acest chip al lui Dumnezeu din noi nu mai are strălucire. Pentru că vedem, de multe ori gândim diferite lucruri și făptuim și vedem că ne trezim că nu am făcut bine sau simțim lucruri și spunem că fac asta pentru că așa simt. Dar vedem că puțin mai târziu ce am simțit nu a fost tocmai bine pentru că consecințele ne arată acest lucru. Și, bineînțeles, și voința este afectată. Dacă nu gândim bine, dacă nu simțim bine, este clar că nici nu voim lucruri care sunt spre binele nostru. Deci am pierdut această strălucire a chipului lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Scărarul, prin scara sa, nu ne învață altceva decât cum să ne mântuim. Adică cum să redobândim această strălucire a chipului pe care Dumnezeu a pus-o în noi. Scara sa, după cum știți, este formată din 30 de trepte. Nu voi enumera toate treptele, ci am făcut o împărțire, sau se poate împărți cele 30 de trepte în doar 4 trepte. Prima treaptă ar fi asumarea luptei duhovnicești, da? Pentru a merge, pentru a încerca să redobândim strălucirea chipului, trebuie să ne asumăm o luptă. Apoi trebuie să ne pregătim pentru acea luptă, ca orice sportiv, nu e suficient să-ți dorești să mergi la un concurs, ci trebuie să te pregătești, apoi să lupți, este concursul în sine și bineînțeles că spre sfârșit, ca orice luptă, are și un premiu. Deci cele 30 de trepte, în felul acesta, le-am putea împărți. Voi face referire la cele 4 trepte, însă voi vorbi puțin mai în detaliu, mă voi opri la prima treaptă, acea asumări, ca un început care trebuie să-l facem cu seriozitate. În prima parte, asumarea acestei lupte, se încadrează primele 3 trepte din scara Sfântului Ioan. Este vorba despre lepădarea de slava deșartă și retragerea, înstrăinarea și despătimirea. Lepădarea de slavă deșartă. Bineînțeles, cartea Sfântului Ioan Scărarul este atribuită sau este scrisă pentru călugări, dar de slavă această deșartă trebuie să ne lepădăm cu toții ca să putem să ne facem părtași la slavei dumnezeiești. Practic, noi creștinii trebuie să ne gândim foarte bine ce slavă preferăm, slava deșartă sau slava dumnezeiască. De slava deșartă vedem că ne plictisim foarte repede, nu găsim niciun fel de alinare sau cel puțin trecătoare. Vedem că nu ne satisfac nici poftele, nici plăcerile, nici banii. Vedem că omul caută ceva mai mult decât atât. Și de aceea ca fiecare dintre creștini este chemat de Sfântul Ioan Scărarul să fie un bun neguțător, adică să nu prefere ceva mic și trecător, slavă deșartă, în schimb a ceva veșnic, slavei dumnezeiești. Deci, prima dată trebuie să ne gândim că ce trebuie să facem noi, ce alegem. După ce am făcut această alegere, Sfântul ne invită să ne înstrăinăm. Să ne înstrăinăm de ce? De contextul păcatului. Bineînțeles, călugării se retrag în mănăstire, iar noi cei din lume suntem chemați pe cât e cu putință să evităm contextul în care ne duce la păcat. Și în cele din urmă, în această treaptă de asumare a luptei duhovnicești, vorbește și despre despătimire. Adică asumarea acestei lupte duhovnicești nu trebuie să fie la un plan teoretic. Vreau să fiu creștin, prefer slava dumnezeiască și atât. Și de fapt, viața mea merge înainte și merge înainte ca și înainte. Merge ca și în
ce am făcut până acum în acești parametri. De fapt, nu schimb nimic, e doar o aderare teoretică. Nu este suficient. De aceea, Sfântul Ioan Scărarul vorbește și despre despătimire. Această despătimire se face în trei etape, ne spune el, de tot, de toate, de voia proprie și de slavă deșartă. De tot și de toate, el se referă, bineînțeles, la călugări care părăsesc familia și se retrag, renunță la toate bunurile. Însă, în același timp, poate să fie înțeleasă aceasta lepădare de tot și de toate, ca, mai ales pentru noi, recunoscând în toate lucrurile sau înțelegând raportul firesc. Ne putem raporta la soție, la copii, la bunurile din jurul nostru într-un mod firesc. Ne putem folosi de ele, dar nu idealizându-le și punându-le pe ele în locul lui Dumnezeu. Pentru că în acest fel ne împătimim cu El. Sfântul Ioan Scăraru ne invită să ne despătimim. Și aceasta o spune foarte frumos, referitor la această etapă. El ne invită să o facem cu seriozitate și să avem o motivație puternică, pentru că, spune el, cel care face această primă etapă, asumarea acestei căi, doar de dragul, din frică de Dumnezeu, este ca tămâia care arde și după aceea vine un miros înnecăcios. Cel care o face dintr-un gând mercantil a nădejdii, ce va primi? Este bine și așa, dar se aseamănă ca o moară. Are o mișcare continuă, dar monotonă. Însă cine face această primă treaptă cu gândul la Dumnezeu și dintr-o iubire adevărată, se aseamănă cu focul, care în drumul lui, în acest urcuș spre Dumnezeu, va arde, va mistui și va merge cu foarte mare viteză. Deci, aceasta este prima etapă, asumarea. Asumarea pe care trebuie să o facem cu seriozitate și nu doar teoretic, chiar venind doar la biserică, ascultând predica sau având conștiința că am făcut ceva, dar de fapt în viața noastră nu se schimbă nimic. Această asumare trebuie să fie în toată viața noastră. Următoarele trei trepte, nu mă voi mai opri la ele pentru a nu lungi prea mult cuvântul meu, doar le voi menționa, poate voi trezi curiozitatea să citiți cartea. A doua etapă este pregătirea. Trebuie să ne pregătim, iar Sfântul ne îndeamnă să o facem prin ascultare și prin găsirea unui bun povățuitor. Prin ascultare pentru că așa acumulăm experiența înaintașilor noștri, iar printr-un bun povățuitor pentru că ne poate păzi de foarte multe lucruri în această luptă care ne pot îmbolnăvi sufletește și trupește. A treia treaptă, lupta. Ne-am asumat-o, ne-am pregătit, acum ne luptăm. Lupta este cu patimile și cu virtuțile, cu prietenii și vrăjmașii. Sfântul face referire la patim ca fiind niște lanțuri care ne leagă, iar virtuțile ca niște trepte care ne duc spre Dumnezeu. Dintre patimi m-aș referi la slava deșartă și la mândrie, cele mai periculoase pe care Sfântul, și nu doar Sfântul, ci Sfinții Părinți, le arată a fi cele mai de temut dintre toate patimile. Sfântul spune că slava deșartă și mândria e de fapt un păcat. Slava deșartă este începutul, iar mândria este sfârșitul. Slava deșartă pentru că preferăm, dăm la o parte slava dumnezeiască și ne mulțumim cu cele ale lumii, iar mândria pentru că după ce am preferat aceste lucruri, practic Dumnezeu nu mai există. Am preferat pe cele ale lumii, eu sunt în centru, Dumnezeu nu mai există, deci pot să fac ce vreau. Astfel un om mândru, în scurt timp, ajunge un ateu. Dintre prietenii pe care îi arată Sfântul, adică dintre virtuți, vorbește foarte frumos despre pocăință. Pocăință, judecată, gând la moarte. Pocăința este o, spune el, o învoială cu Dumnezeu pentru o nouă viață.
cine se face pasul acesta învoială se va gândi la moarte, dar nu ca la un gând care să te deznădăjduiască, ci că în scurt timp te vei întâlni cu Dumnezeu și vei sta față în față și va trebui să dai răspuns. Și atunci acest gând te cheamă la seriozitate. Și normal gândul la judecată, la gândul la întâlnirea cu Hristos, va atrage și lacrimile. Lacrimile care te îndeamnă nu sunt iarăși lacrimi de deznădejde, ci de bucurie, dar ai și conștiința păcătoșeniei tale și ai conștiința că s-ar putea ca întâlnirea cu Hristos să fie foarte apăsătoare pentru tine, pentru că ai fost și tu nepăsător în viață. În cele din urmă, ultima treaptă din scară conține trei trepte mai mici pe care le găsim la Sfântul Ioan. Este vorba de treapta răsplății. Ce primim noi? Sfântul spune că primim, pe de-o parte, o rugăciune curată, o rugăciune nu o convorbire cu Dumnezeu, ci practic o întâlnire cu Dumnezeu, că aceasta este rugăciunea curată. Când omul în taina rugăciunii lui se întâlnește cu Dumnezeu, îl simte, e o rugăciune lucrătoare, nu e doar o nevoință. Apoi o liniște sufletească și trupească, dar această liniștire nu alungă încercările din această lume, ci în încercările sufletești și trupești, omul dobândește o liniștire, o obiectivitate, ca și cum omul s-ar afla deasupra acestor probleme și de aceea le poate gestiona mult mai bine. Nepătimirea este o altă treaptă ca drept răsplată când omului este foarte greu să greșească. S-a obișnuit atât de mult cu Dumnezeu, harul lui Dumnezeu s-a imprimat în ființa lui, încât este nu imposibil, dar este foarte greu să păcătuiască. Iar în cele din urmă, omul dobândește o credință statornică, neîndoielnică, o nădejde tare și o iubire adevărată. Acestea ar fi, pe scurt, treptele pe care Sfântul Ioan Scăraru ni le pune înainte. Ni le pune și să știți că vin dintr-o experiență ascetică deosebită. 20 de ani a stat în mănăstire, iar 40 de ani a stat în pustie și apoi a scris această carte. Această carte nu este doar o teorie, ci este experiența unui om, este experiența unui sfânt. Iar dacă o citim, ne vom face părtași la această experiență, chiar dacă sfântul a trăit acum 1400 de ani. Spuneam că în a doua parte a cuvântului meu voi face referire și la Sfântul Calinic ca unul care a reușit, prin parcurgerea acestor trepte, a reușit să recapete strălucirea chipului pe care Dumnezeu l-a pus în noi și strălucire, recăpătarea, strălucirea la care suntem chemați și noi. Sfânt pe care îl avem și noi ca povățuitor și ar trebui să fim foarte apropiați de el, pentru că este un sfânt care a trăit în secolul al XIX-lea, deci cumva contemporani cu străbunii noștri și care ne învață că sfințenia nu este o utopie. Cum spuneam, Sfântul s-a născut în anul 1787 în București, dintr-o familie credincioasă și încă de la început a mers pe calea aceasta de care vorbește Sfântul Ioan Scăraru, cea a asumării. De aceea el în copilărie, ne spun cei care au scris viața lui, că mergea la foarte multe mănăstiri. Era într-o căutare continuă, nu doar teoretică. Și de aceea el a hotărât la vârsta de 17-18 ani să intre în mănăstire. Și a intrat în mănăstire la Cernica. La fel de tânăr era aproximativ cum a fost și Sfântul Ioan Scărarul. Era intrat la 16 ani în mănăstire, Sfântul Calinic la 17-18 ani. În prima parte a vieții în mănăstire, el a dovedit că asumarea acestei căi care duce către Dumnezeu nu a fost teoretică, cum spuneam. De aceea, el era un exemplu în mănăstire de postire, de rugăciune și de nevoință.
De postire pentru că el nu mânca nimic în timpul săptămânii din lucrurile care se găteau, erau fierte. De rugăciune pentru că ochii și fața, ochii erau intrați în orbite, ne spun călugării care au trăit și care au scris despre viața lui, pentru că dobândise darul rugăciunii inimii și se ruga foarte mult. Iar de nevoință pentru că nu dormea pe pat. Iarăși ne spun din cei care l-au cunoscut că dormea, ațipea doar pe un scaun din când în când. Deci el și-a asumat această cale care duce către Dumnezeu și nu doar teoretic. Să știți că și un călugăr poate să-și asume această cale doar teoretic. Mergerea în mănăstire nu rezolvă aceste lucruri. Mergând în mănăstire poți să iei lumea după tine. Acesta este un gând care de multe ori împiedică pe mulți și dacă mergi în mănăstire se rezolvă. De fapt și Sfântul Ioan Scăraru ne spune că aceasta poate să fie o mare ispită. Diavolul vrea să te ducă în mănăstire și ducându-te în mănăstire îți spune că dacă stăteai în lume puteai să faci mult mai mult bine, să-i ajuți pe mulți dintre oameni. Deci Sfântul Ioan Scărarul, Sfântul Calinic și-a asumat această luptă duhovnicească întru totul. Cum s-a luptat Sfântul Calinic de la Cernica? Să știți, deși în mănăstire a avut foarte multe ispite. De exemplu, a fost ispitit de neascultare și a fost la un pas de moarte. Într-unul dintre posturile mari a cerut binecuvântare de la stareț să nu mănânce nimic. El împreună cu alți doi călugări, îmi cer scuze. Primul nici n-a putut să înceapă această nevoință, al doilea călugăr a reușit doar 2 săptămâni, iar Sfântul Calinic a reușit până în Joia Mare, atunci a mâncat o prescură. Și și-a dus la capăt gândul. Însă a fost la un prag de moarte, spuneam, pentru că a zăcut până în Duminica Tomei și din acel moment nu l-a părăsit durerea de cap și amețeala. Spuneam că a fost o neascultare pentru că el cumva i-a forțat mâna duhovnicului său să îi dea această binecuvântare. Forțare pe care de multe ori și noi o facem. Noi ne ducem la duhovnic și îi spunem ce vrea pentru ce am vrea să primim binecuvântare, dar nu întrebăm dacă este bine sau rău, dar de fapt vrem să facem tot voia noastră, dar cu binecuvântare. Cam așa a procedat și Sfântul. Și din acel moment, Sfântul a înțeles că ascultarea este mai mare ca jertfa și întotdeauna a mâncat ceva seara. Chiar dacă a avut un post mai aspru, seara totdeauna a mâncat ceva. Sfântul a fost și clevetit. Se spune că Sfântul a mers și a pescuit în lacul mănăstirii, iar un tânăr călugăr, pentru că trebuia să curețe peștii cei mai mici, îl clevetea pe Sfânt și spunea că peștii cei mici i-au adus călugărilor celor mai tineri, iar peștii mari i-a lăsat la stăreție. Iar Sfântul, auzind acest lucru, din acel moment a zis că el nu va mai gusta pește în viața lui și așa a făcut. Adică el a înțeles el nu s-a răzbunat pe acel călugăr, ci a găsit o soluție să facă un pas spre nevoință, dar și pe acel călugăr să-i dea o pildă și cu siguranță călugărul prin această decizie a Sfântului a fost mustrat ca răsplată. Sfântul a primit darul înainte vederii. Se spunea că cine venea la el și chiar dintre călugări și care doreau cumva să-l mintă, erau rușinați imediat de el, pentru că el spunea adevărul și mai mult spunea ceea ce urma să se întâmple. Sfântul a fost și un mare om care s-a implicat pe plan social. Spre exemplu, în ceea ce privește secularizarea verilor mănăstirești, a fost singura mănăstirea lui pe care a ctitorit-o Frăsenei, care nu a fost secularizată.
era atât de implicat și faima sa și autoritatea lui era atât de mare încât l-a motivat chiar pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza să facă această excepție. Sunt mai multe exemple din viața Sfântului care pot să ne dovedească că el a umblat pe această cale și și-a asumat cu adevărat. De aceea a umblat, de aceea a dobândit sfințenia, de aceea a dobândit strălucirea chipului său. Iar dacă spre un sfânt ne este greu să privim cum și-a dobândit această strălucire a chipului, vă îndemn acum spre sfârșitul cuvântului meu să vă uitați la strălucirea copiilor voștri și a copiilor dumneavoastră sau a copiilor din jurul nostru. Vedem că de multe ori chipul copiilor strălucește, strălucește de o bunătate, de seninătate. De aceea Mântuitorul a spus că dacă nu vom fi asemenea pruncilor, adică nu vom avea această strălucire a chipului lor, nu vom intra în Împărăția lui Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu să păstrăm în minte cele scrise de Sfântul Ioan Gură de Sfântul Ioan Scărarul și să păstrăm în minte și exemplul Sfântului Calinic, ca așa să ne luminăm și noi chipul. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.